care sunt păpucii cu avea sargala? Să iei păpuciul. Sargala, mai să-mi jutu. Sargala? Deci de clipă de gătă-l jute în cop, dacă la vilele să mă adrân jute? Trâs-mă. Știi, jefalia să mă îngătate în agable, sotar. Și-am lințat. Așa am lătat pe aia de el. Și cu bună ghiri vor de tot. O fotografie bună este o fotografie care te mișcă, care te emoționează, care îți trezește sentimente și din care poți să descoperi lucruri noi. Fotografiile mele sunt mai mult documente ale realității în care trăim. Nu știu dacă sunt bune sau rele, dar sunt fotografii care, pe care le fac pentru că simt ceva, pentru că în primul rând simt eu că trebuie să le fac. Acum, dacă sunt bune sau nu, mă diferențiez în primul rând prin ritmul în care muncesc și prin tematica pe care mi-am ales-o și în special în ceea ce privește etnia romă. Situația în care ne aflăm și noi și romii, pentru că este o relație bilaterală și mi-aș dori foarte mult să prin fotografii și prin ceea ce am de spus oamenilor pe tema asta să reușesc să schimb sau să accelerez procesul de schimbare în bine. Personajele mele sunt oameni cu suflet, oameni cu povești, oameni încercați de viață. Sunt oamenii cei mai frumoși pe care îi întâlnesc eu. Dacă s-a îndrăgostit de dracu, vezi? De-abia am despărțit-o de dracu. Da. Nu, care mi-ai urcat, dracu? Da, și când ele cel mai frumos. Dar nu îngând. Vezi? La practic, adevărat, ele cel mai frumos bărbat. Aia e Lucifer. Lucifer nu e tot ăla. Lucifer, da, da. Nu mai are echipul lui Lucifer, niciun diavol acum. Nu mai are, dar care a fost înainte. Dar se poate face. Ea a luat echipul orice om, orice altui om. Am început, am întâlnit-o la Costești. Al doilea an când m-am dus acolo să fac, să lucrez un material pe festivalul de la Costești, o femeie mi-a atras atenția, am făcut câteva fotografii și mi-a spus că ea este una dintre cele mai faimoase sau vrăjitoare din România. Și este? Bă, acum după ce am cunoscut-o, cred că da. De ce?
Păi e o femeie foarte puternică, e o tipă extraordinară. În matriarhat, clar conducea clanul. E respectată, recunoscută, cunoscută, apreciată. Cred că și datorită vârstei, și datorită experienței, are o înțelepciune populară extraordinară. Și e deschisă la minte să mă accepte. Să lucrez cu ea și să spun o altfel de poveste legată de vrăjitoare. Sper să nu fie însă singura. Sper să lucrez și cu alte practicante ale unei dintre cele mai vechi meserii din lume. Dar în esență sau proiectul în sine a plecat de la ideea mea personală că avem nevoie de vrăjitoare. Avem nevoie pentru că nu avem suficient psihologi sau canete de psihologie la care să mergem și la care să mergem fără să fim considerați nebuni. Stai cu minte, drag. Stăpânește-te și știi ce pot, să fac, da? Dacă tu știi... Întrebați pe portul acolo. De ce-ți mai faci o problemă? Să duci la fumat ca orice bărbat, nu? E ca orice bărbat să duce să-mi plimbă la vânat, la pește, la unul ce, să-ți consumă nervi acolo. Cu cine s-a dus la vânat? Cu capriol. E cu mai mulți bărbați. Înțelegi? Stai cu minte, dacă s-a dus la vânat, asta nu înseamnă că s-a dus să se omoare. Stai cu minte. Ia stai cu minte și nu mai fă-ți probleme, stai liniștit. Tu du-te și fă-ți ce trebuie să faci. Hei! Alexandra! Alexandra, ascultă-mă! Con? Te sun eu, Marte. Te le aveam pe Logonda, care l-a vizit pe Logonda și avea. Hai să luăm de aver mașina. Ce fac, că tu azi te sună de acolo. Nu ai, că dava de spus în Mandea și nu Mandea. L-ai sunat tu? Ce mașină? Și ce ți-a spus? E, și? E, că n-a răsat-o ce a răsat să-mi de vreo jumătate de oră. Atunci a dat tu op telefonul, ai dus dumă leviscului. Da, ieri, dar la altă era plănuit drumul ăsta. Eu ți-am spus am că ești adeu. Am două foro, nu mai care le foro scutajea și la Vidra. Și a plănuit drumul, era cu, e cu prieteni, stai liniște că da. Nu cu nicio femeie. Nu-ți mai face probleme, măi fetiță, am nem te dat dumă, tu ai trebuit, te dat dumă, tu ai. Nu există bărbat să nu se ducă și el undeva, să aibă un viciu. Asta nu înseamnă dacă s-a dus acolo că ce cu cineva, cu vreo femeie să se iubească. În momentul ăla n-am mai avut. Mie că dați numai la telefon, că n-avea, adică să s-o căresc, că uitați să vii murul de personalul că avea la holea mea pe tute. Hai, ce cam apte rimoltul, că vorba rom puro, ce cam apte rimoltul, că jigai la șara mea trebuie. Datorită cu Colesc. Stai cu minte și nu mai. Ia dă-mi o pămâta la telefon. Mulți oameni nu au cu cine să vorbească. Mulți oameni trăiesc singuri, mulți oameni trăiesc în iluzia că nu există puterea de a se schimba și atunci au nevoie de un sprijin și de un ajutor. Și dacă există tot felul de tehnici, de la tehnica Feng Shui până la tehnici de tratamente, reiki sau orice alte lucruri pe lumea asta, poate să existe și vrăjitorii. Dacă vedem documentare cu vrăjitoarele sau vrăjitorii din Brazilia, dacă vedem lucruri legate de voodoo, trebuie să acceptăm că și noi avem, avem aici sau trăim experiențe similare. Este o logondă. Nunta se va face peste câteva luni. Nu bagă mână. Și nunta va fi de vis ca în povești. Vă frumosă din lume. Generică și...
și m-a avut o dinerică. Soția lui. Soția lui. Da, pe acum și stop. Am spus și stop. Nu e amuzant dacă nu spui stop. Dacă